Telespectatorii nu vor mai ști ce au durat în această perioadă. O seară epocală ieri însă în grupa J, unde joacă Naționala României, ai noștri mătrășiți în Armenia, ne-a ieșit până la urmă, nu pronosticul, ci gândul, că Naționala României se mai poate împiedica odată în Armenia, acolo unde tata Puiu își lăsase leșul pe vremuri. Așa a zis-o cel mai titrat antrenor din istoria echipei naționale. E bine, Rădoi nu are nicio pretenție la titlul ăsta. Dar în orice caz, după înfrângerea de ieri, care a venit ca într-un film prost, cu eliminarea lui Pușca și apoi cu un gol pe jumătate din offside și cu un penalti pe jumătate gratuit, armenii revenind câștigând prelungi șefia grupei, pentru că Deutschland ist raus, cum a fi spus amicul nostru de la ZDF, Germania învinsă acasă de Macedonia, umilită în joc, într-adevăr, mult mai tehnici macedonenii. Ce am văzut noi cu câteva zile în urmă la București, n-a mai existat, erau prea oboțiți plăvanii săsălăi și pur și simplu i-a călcat Macedonia în picioare, care trebuia să beneficieze de un penalti. A mai avut câteva situații, sigur și Germania a avut o ratare aia lui Timo Werner extraordinară, dar una peste alta victorie meritată a Macedoniei de Nord, o echipă care marcase de două ori egalase și la București, a fost învinsă pe final, rămâne în cărți pentru poziția a doua. Ceea ce ne interesează pe noi este că dintr-o dată, practic, după câteva seri magice, incluzând aici echipa națională de tineret, parcă nici locul 2 nu ni se mai potrivește, dar absolut deloc. Urmează în septembrie, la începutul lunii septembrie, deplasarea în Islanda, acolo unde Rădoi a mai căzut odată nefericit de pe un cal dintre ăsta înghețat, așa încât ne putem aștepta, sigur, mai e mult până atunci, e posibil ca Rădoi să fie oale și ulcele pe 2 septembrie, dar dacă nu va fi așa, îl mai dă Islanda odată jos și este evident că o înfrângere la Reykjavik, tot așa, pe un teren de ăsta neprielnic, râul Ramu, toate alături de islandezi, noi grămada acolo, iarăși furați ca în codru de vreun arbitru de ăsta din țările Baltice, s-a terminat. Deci, o înfrângere în Islanda pune capăt definitiv. Oricum, preliminariile pentru Cupa Mondială Qatar 2022 se încheie în această toamnă. Va fi o bătălie enormă. Sunt trei etape programate în septembrie, două în octombrie și două în noiembrie, timp în care toate naționalele vor termina jocurile, așa că în vremea nefavorabilă ne va însoți cam peste tot. Nu o să putem să dăm vina foarte mult nici pe asta. Armenia, trei victorii din trei meciuri, spuneam ieri aici în emisiune, că au un bilanț favorabil de când Joachim Caparos, și nu Caparos, cum îi spunea Mihai Mironică la televizor, ce rușine, bă, tată. Să comentezi, să fii comentatorul principal al Naționalei de Fotbal a României, tu să pronunți în halul ăsta, de zici că ești ultimul comentator de la județ. Cum să-i spui Caparos? El îl confunda cu Capatos sau cu cine? Oh, Joachim Caparos este antrenorul Armeniei. Cum să fii chiar atât de plimbat prin toată lumea? Te-ai dus, ai văzut mii de meciuri, ai echipe pe care le suporți în campionatul spaniol și tu vii să ne... Ăla era altcineva, de câte ori pronunțam ironică. Sigur, m-am uitat un pic la meci. Și am avut noroc, am fost inspirat, am prins exact Iureșul ăla de pe final, când comentatorii noștri erau în vrie, nu mai știau ce să facă. Ăla de lângă Mironică era ceva absolut insuportabil. Deci ca în vremurile bune. Dintr-o dată toate ni s-au năruit, de ziceai că joacă Naționala de Handbal a României, Naționala de Fete și nu Naționala de Seniori. Bă, exact cam cum ne doream. Să nu ne iasă, să astea, cum și-a dat Rădoi geaca jos de pe el. Minunată seară. Minunată și apoi completată cu înfrângerea Germaniei de la Duisburg, apoteotică, ce rușine, titra presa germană după meciul cu Macedonia. Sigur că calificarea săsălăilor la Cupa Mondială nu poate fi pusă în pericol de o înfrângere. Am în vedere că Germania poate să-și bată toți adversarii la fundul gol, inclusiv returul de la Erevan, sau returul de la Skopje, vreau să spun, cu Macedonia. Deci nu este deocamdată amenințată. Dar va trebui să urmărim ce evoluția lor, pentru că această grupă pare să fie în momentul de față cea mai surprinzătoare, cu două outsidere. Practic, Armenia și Macedonia aveau șansele 4 și 5 în această grupă. Curifei, România, Germania și Islanda, nu neapărat în această ordine.
Sunt toți devansați de aceste două selecționate care nu rimează cu nimic.